Mă numesc Constantin Dumitru, sunt candidat pentru funcția de primar al Comunei Floreștoienești din partea Partidului Național Liberal. Sunt sigur că am expertiza și experiența necesară pentru a face din Floreștoienești un model de administrație liberală. Și la Floreștoienești se poate. Mă numesc Zina Constantin Victor și îl susțin pe domnul Dumitru Constantin pentru funcția de primar al Comunei Floreștoienești, deoarece îmi doresc atragerea de fonduri europene în scopul dezvoltării comunei noastre. Mă numesc Trifan Mănuț și îl susțin pe domnul Dumitru Constantin la funcția de primar al Comunei Floreștoienești, deoarece administrația publică locală are nevoie de profesioniști pentru a performa. Sunt convins că domnul Dumitru are expertiza și experiența necesară. Mă numesc Îngea Ștefan și îl susțin pe domnul Dumitru Constantin pentru funcția de primar al Comunei Floreștoienești, pentru că îmi doresc o comună curată, cu parcuri pentru copii și grădinițe moderne. Mă numesc Mircea Marian și îl susțin pe domnul Dumitru Constantin pentru funcția de primar al Comunei Floreștoienești, pentru că îmi doresc dezvoltarea activităților sportive prin baze moderne în comuna noastră. Mă numesc Stoican Costel Daniel și îl susțin pe domnul Dumitru Constantin pentru funcția de primar al Comunei Floreștoienești, deoarece îmi doresc reluarea transportului gratuit al elevilor și studenților din localitatea noastră. Mă numesc Cristi Ciocârlan și îl susțin pe domnul Dumitru Constantin pentru funcția de primar al Comunei Floreștoienești, deoarece îmi doresc sterilizarea gratuită la câinul comunitar de la noi din sat și extinderea suprafeței împădurite din comuna noastră. Dumitrescu Marius și îl susțin pe prietenul meu Costel Dumitru la funcția de primar al frumoasei noastre localități, pentru a arăta că se poate face administrație publică în mod profesionist. Votăm PNL pentru schimbare. Mă numesc Florin Răducu și îl susțin pe Dumitru Constantin pentru funcția de primar al Comunei Floreștoienești. În meseria mea am văzut multe comune în România și aș vrea ca și a mea să fie dezvoltată exact ca cele văzute de mine. El e singurul care a dovedit că se poate face administrație cinstită și la obiect. Mă numesc Vasile Florin Orlando și îl susțin pe domnul Constantin Drumitru pentru funcția de primar al Comunei Floreștoienești, pentru că îmi doresc inițierea de dezbateri publice cu subiecte de interes comunal. Sunt Costel Lazar, îl susțin pe Costel Dumitru la funcția de primar, pentru că împreună putem dezvolta comuna. Mă numesc Voicu Doina, sunt profesor pentru învățământ primar la școala cu clasele 1-8 Palanca. Susțin Constantin Dumitru, deoarece cred foarte mult în abilitățile acestuia de a aduce profesionalismul în administrația locală a comunității noastre. Îl susțin pe Dumitru Constantin la funcția de primar, deoarece a fost elevul meu, un elev de excepție și îmi doresc ca sistemul de învățământ din localitățile Palanca și Stoienești să ajungă la un nivel european.